Cine cu cine a dansat? Cu toată lumea. Toată lumea. Da? Gelozia a ieșit din acest motiv? Nu cred. Nu? Nu. Ah, e bine, v-ați relaxat, înseamnă. Da. Andra Petronela, voi sigur nimic? Nu. Andra e neagră acum, că s-a îmbrățișat Armando cu Alexandra, e supărată rău de tot. Andra. Vreau să mă calmez, vă rog. Bine, calmează-te. Ce vrei să-ți fac ca să te calmezi? Am un par de apă rece. Vrei un pahar de apă? Dă-i, Lica, dă-i puțin apă. Păi te-mi dă cu el în care. Dar te-a deranjat atât de tare că s-a îmbrățișat cu Alexandra acum, serios. Eu am crezut că e puțin glumă. Da, nu știu, probabil că Alexandra o ia mult prea în serios și chiar a zis că nu mai vrea să fie prietena mea. Dar tot mi se repetă că ea e prietena mea și că nu e nimic între ei. Dar nu cred că asta e cauza. Cred că pe fondul acelor întâmplate, pur și simplu, orice mi se pare major. E cumva și din cauza situației care a fost cu Luca? Sau... Mirasar. Ție ce ți-a spus Armando? Da, e mult mai afectată. Cred că din cauza tensiunilor care s-au acumulat, s-au strâns foarte multe sentimente, trăiri, negativitate și cred că acum a răbufnit. Dar nu... Nu ar avea de ce, pentru că n-am făcut... Da. Și faptul că te simte pe tine nesigur, apropo de declarațiile tale de sâmbătă și de acolo pornește? Nu cred că are legătură cu asta, doar că poate i-a ajuns undeva, nu știu, i-a ajuns... Stați așa, deci voi ați... Nu știu ce să mai zic. Ați avut și o discuție la petrecere sau după petrecere pe această temă? Ai făcut ceva ne la locul lui la petrecere, Armando? Nu, doar am dansat. Cu cine? Cu Alexandra. Și te-a deranjat că a dansat cu Alexandra? Nu este nici prima dată. Acum a fost și chestia asta. Nu știu, mi se leagă multe lucruri așa, nu știu de ce. Dacă tu n-ai fost acolo să danseze cu tine? Ba da, eram chiar aici, eu i-am văzut. Hai să vedem dacă era Andra acolo sau nu. Haideți să vedem imaginile împreună. Toată lumea deranjează că dansez eu cu ea. E penibil, îmi pui mie. Dar să mă iubire. Suntem prieteni, e prietena ta foarte bună. Adică o faci și pe ea se simtă penibil, nu doar pe mine. Pe toată lumea face se simtă penibil, toată lumea se uită la tine. Toată lumea se uită la tine. Dar nu e așa, mă iubire. Dar cum e? Explică tu la toată lumea cum e. Explică la toată lumea cum e. Când totul e interpretabil. Când și ea spune, când și ceilalți se uită la tine. Ea îmi spune? Da. Ea mi-a spus că ea prietenă cu face Andra. Exact. Ce vrei să spună? Nu e ok ce faci? Păi, nu vreau să fie și ea, și ei îi place. Doar dansul. Și ei îi place. Păi de câte ori poți să spui asta? Păi ce am făcut, mă iubire? Doar am dansat, e doar dans. Nu mai fac, jur că nu mai fac, nu mai apropii de nimeni. Deci știi ce faci? Ce faci intenționat? Te deranjează că se interpretează sau te deranjează... Care-i treaba ta? Care-i intenția ta? Iubire, te întreb ceva și îmi răspund cu altă întrebare, răspundem la întrebare și îți răspund și eu după. Da, mă deranjează. Așa mai fac. Andra, să înțeleg că ești geloasă pe Alexandra? Nu, nu,
chiar nu a fost faza așa. Eu l-am văzut pe el că se ducea să danseze cu ea și mi s-a părut că din ce conversau, ea părea puțin, nu știu, indispusă. Și am zis păi să... tocmai de asta și veni să danseze cu mine, pentru că a văzut că sunt tristă. Și? Și așa fac tu ai, i-ai spus lui Armando ceva la un moment dat, cum că se uită Andra? Da, am zis că poate se supără Andra. Și ea chiar era acolo și ne privea și când ne-a văzut, a început să dea din mâini, să noate ce făcea pe acolo și a plecat. Tu nu te-ai dus la Andra din prima, ai mai stat puțin până după ce ți-a spus Alexandra că da, Andra nu e ok. Da, crezi că o deranjează? Și nu știu, mai știu ce mi-a răspuns. Da, ți-am zis, da, uite. Cred că da, uite-o. Și apoi, Andra, când am văzut-o, am plecat imediat. Andra, pe tine, deci tu ești geloasă? Sau te deranjează că nu-ți dă doar ție atenție, Armando? Cred că interpretezi mult prea... Nu știu. Tu ești geloasă? Sau crezi că Armando ar trebui să-ți dea doar ție atenție? Nu cred că Armando ar trebui să-mi dea doar mie atenție. Mi se pare că pe fondul celor întâmplate totul se exagerează și orice... Păi stai puțin, gest... totul se exagerează, orice gest, tocmai tu ai reacționat și acum când ai văzut că s-a îmbrățișat cu Alexandra. Da, pentru că nu este prima dată, au mai fost îmbrățișeri cu ea, au mai fost dansuri când i-am văzut, i-am găsit că dansau deci împreună. Păi, nu e, greșesc, e geloasă sau nu? Vi se pare geloasă Andra sau nu? Da. Mi se pare ceva prea mult, nu, chiar nu, pe mine mă depășește, sincer. Adică, ce te depășește? Chestia asta, de ce să te superi pe motivul ăsta? În condițiile în care n-am avut niciodată nimic. Pentru că s-au întâmplat alte lucruri în început și acum e mult mai precaută. Și normal că să se alarmeze la orice gest. Da, dar eu am fost prietena ei și dacă am fost prietena ei, înseamnă că am fost prietena și cu el. Și a fost prietena înaintea la toate până la urmă, a fost mai apropiată decât Andra. De sentimente probabil e sigură, nu e sigură de comportamentul lui. Crede că face gesturi doar ca să... Așa e, Andra? Nu știu cum să explic. Adică înțeleg ce se întâmplă, mi se pare și mie mult exagerat. Cred că în alte condiții nu aș avea chestiile astea, doar că... toată imaginea luată pe ansamblu... Alexandra, tu de ce te-ai gândit că Andra va fi geloasă în momentul în care Armando a venit să danseze cu tine? Pentru că în ultima perioadă ea este deranjată de orice interacțiune a lui Armando cu fetele. Și eram sigură că a mai zis odată că în loc să vii să stai cu mine dansezi cu Alexandra. I-a mai reproșat odată. Noi am mai avut discuția asta împreună și v-am întrebat dacă aveți încredere unul în celălalt după toate cele întâmplate, când ați spus că ați rezolvat și că continuați cu relația și mi-ai spus că ai încredere în Armando. Acum, de ce nu ai încredere în Armando? Nu e vorba despre asta. Am încredere în Armando 100%. Păi și atunci, dacă ai avea încredere în Armando 100%, nu ai mai reacționa așa, nu? Nu știu, poate nu e vina lui, poate e la mine. Aha. Tu cum te simți, Armando, în situația dată? Mi se pare că se face mult prea mult caz, pentru că ea... Sunt sigură că știe ceea ce simt pentru ea și că e sigură de mine. Cine face prea mult caz? Ea cu chestia asta. Mi s-a părut că e un pic exagerată, dar o înțeleg totodată, pentru că s-au întâmplat foarte multe lucruri de-a lungul timpului și am greșit oarecum prin... acțiunile mele, acțiunile pe care le-am făcut într-un timp atât de scurt, ținând cont că s-au întâmplat atât de multe lucruri între noi și înainte, și o înțeleg. Și presiunea acumulată și toate lucrurile astea, o înțeleg de ce a răbunit. Dar cu siguranță o să fie lucrurile așa cum trebuie și o să se așeze tot așa cum trebuie între noi.